Gândește-te puțin la ce înseamnă starea de dorință. Da? Atunci când îți dorești ceva, este sentimentul că tu vrei să ajungi undeva, dar nu ești acolo. Da? Acum gândește-te ce se întâmplă dacă tu mergi pe drum în continuare cu această stare de dorință. Chiar dacă tu o să ajungi unde îți dorești, sentimentul tău o să fie în continuare că tu îți dorești să fii undeva și nu ești acolo. Adică dacă tu împlinești dorința, dorința în sine dispare. E o problemă metafizică foarte concretă în același timp. Așa că dacă tu pornești din dorință să obții ceva, e foarte bun motivator dorința, dar dacă tu nu ai grijă să prelucrezi această dorință și să o elimini din ecuație, atunci degeaba ajungi la rezultat, pentru că atunci când o împlinești, ea dispărea, iar nu vrei să dispară, că ești obișnuit cu ea și vei rămâne cu dorința în continuare.